Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În videoclipul de față vă voi arăta cum realizez eu câteva găuri cu filet în acest radiator din aluminiu. Inițial nu am vrut să fac acest videoclip, deoarece doar ce am experimentat și eu pe un alt radiator cum se realizează găuri cu filet. Cu mult timp în urmă, nu dădeam găuri cu filet, deoarece nu știam, crezusem că e destul de greu, doar dădeam găuri, apoi introduceam acele șuruburi și piolița pe partea cealaltă sau pe partea asta-laltă. Însă e o metodă mai rapidă ce nu necesită multă experiență. Așa că dacă tot m-am apucat de un proiect de o sursă de tensiune reglabilă, o să vedeți într-un clip viitor. În acest clip vă voi arăta doar cum dăm găurile respective cu filet. Bun, ce avem aici? Placa de bază ce va fi prinsă în aceste L-uri. Profile din aluminiu tip L. Sunt destul de puternice, nici nu trebuie mai mult de atât. PCB-ul va sta în acest radiator, iar radiatorul va fi prins, bineînțeles, de alte profile tip L mai jos în carcasă, da? Cam asta este scopul principal al meu. Pentru început voi nota unde voi da găurile cu filet pentru aceste profile L tip L. Pentru a da găurile cu filet ne trebuie o jucărie ceva gen, un burghiu de genul acesta. Acolo nu este stricat filetul, așa este din fabrică, așa trebuie să fie din câte am înțeles. Și ăsta vine aici. Să prindem deja de acum. Gata, am prins. Înainte să facem filetul, trebuie dat gaură cu un burghiu mai mic față de chestia burghiu de dat filet. La cameră pare să fie mai mare burghiu față de chestia asta, da, e ok. Am testat eu separat și este în regulă. Ok, să-i dăm drum. Prima gaură dată, n-are nimic. A doua. Hai că aici n-am mai scăpat până în capăt, e bine. Pentru că nu am chestia ideea de luat marginile, folosesc un burghiu separat. Drept. Eu am mai făcut așa că ar trebui să fie în regulă. Ok, să verificăm dacă e în regulă. Da? Este bine. Filet dat. Urmează să dăm filetul și pentru a doua gaură. Ok, verificăm și a doua gaură. Da? E bine? E în regulă. Am fixat PCB-ul de radiator pentru a veni cu tranzistorul și cu acel LM317 și va veni aici. Să vin cu el mai sus ca să pot să îndoi pini.
Punct. Verificăm, bine, ajung suficient. Am dat găurile, gaura pentru OLM-ul respectiv și pentru tranzistorul tipul 36 și pentru tranzistorul respectiv bipolar. Și acum să facem filetul. Verificat de pilitură să nu aibă înăuntru și să verificăm filetul. Intră ușor. Hai să dăm filet și la ultima gaură. Gata, am reușit. Hai să punem de probă. Am reușit, am dat găurile respective și pot să spun că sunt mulțumit. Cam așa arată. Da, e adevărat că șurubul, filetul l-am dat cam într-o parte pentru leme, dar e ok, e în prima dată, asta este în regulă, nu e problemă. Clip cu realizarea acestei surse de laborator va fi într-unul viitor, însă nu o promit când va fi, deoarece n-am nici carcasă. Probabil voi realiza sursa de laborator în două părți, prima parte și a doua parte. Prima parte fără carcasă, în aer, testăm, și apoi a doua parte cu realizarea carcasei și așa mai departe. Cam aici se termină acest clip. Eu vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Sper că a fost interesant cum am dat eu găuri cu filet. Atenție fiind prima dată când fac acest lucru. Eu vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit și vă aștept pe data viitoare la alte montaje, clipuri, tutoriale la fel de interesante sau mai interesante decât acesta. Vă mulțumesc, la revedere!